Slăvit să fie Domnul! Harul Domnului nostru Iisus Hristos și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi, cu toți și în această seară, la acest îndemn care Domnul mi l-a pus pe inimă și Domnul să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Și aș dori ca aceste cuvinte să pătrundă adânc în inimile noastre, să cerceteze inimile noastre. Și Domnul să fie slăvit. Amin. Aș vrea să deschide Scriptura împreună cu mine în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 9, începând cu versetul 38. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău. Și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată crei de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine va vă da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici al lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă vă face cineva să păcătuiască pe unul din acești mincuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, este mai bine pentru tine să intri ciungă în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă și în focul care nu se stinge, unde vermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l, este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge, unde vermele lor moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenii, unde vermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Amin. Slăviți și lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, de ce mi-a dat Dumnezeu acest îndemn? Îndemnul acesta este pentru toți frații aceștia care se cred mari teologi, pentru că de multe ori ei judecă sau noi judecăm, pentru că dacă vedem pe un frate că lucrează pe stradă în numele Domnului nostru Iisus Hristos, noi spunem, bă frate, cum s-a întâmplat în dreptul meu că mulți mă judecați pentru că nu mai sunt membru în adunare la cult, pentru că am fost la dezidenți. Iubiții mei, nu am nimica cu niciun cult anume. Eu ceea ce vreau să predic este să predic pe Iisus Hristos, cel răstignit, care a înviat din morți pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Iubitul meu, vreau să spun, să dau un demn în seara aceasta, să spun un singur lucru. Cum am spus, că dacă nu sunt membru într-o adunare sau ceva, într-acui nu mi fac lucrarea, îl fac în numele lui Iisus Hristos, lucrarea care o fac eu pe stradă. Și dacă predic pe Hristos, nu fac nicio reclamă nici la un cult. Și vreau să mai spun încă un lucru. Niciun cult nu-ți va da ție mântuirea. Nu-ți va da ție mântuirea nici Biserica Ortodoxă, nici Biserica Catolică, nici Pentecostali, nici Baptiști, nici Adventiști, nici Evangheliști, nici Martori și așa mai departe. Nu-ți va da nimeni mântuirea și mântuirea o primești în numele lui Iisus Hristos. Numai în El este mântuire, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, dacă eu fac lucrarea aceasta, nu fac în numele meu. Nu mi-am deschis cumva o adunare sau o biserică, cum spuneți în ziua de astăzi, nu mi-am deschis nici o biserică, nimica, ci eu vreau să deschid oamenilor calea către Hristos.
Eu vreau ca oamenilor să le arăt drumul către cer. Nu vreau să-i arăt un drum care merge la o adunare sau la alta ca să dau denumiri. Nu, eu predic oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. La această lucrare, de multe ori, cum spune aici așa, cum au pățit și ucenicii, cum au făcut și ucenicii, așa facem și noi în zilele de astăzi. Da, frate, dacă nu, sub și a cui binecuvântare lucrezi tu, sub binecuvântare lui Iisus Hristos. Acesta e răspunsul care îl dau și îl voi da dintotdeauna. Ucenicii spune, Ioan le-a zis, Învățătorule, noi am văzut un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Dacă eu nu merg după o adunare, cumva, după un anumit păstor, fac cumva o greșeală? Nu, eu vreau să merg pe urmele lui Iisus Hristos, nu vreau să merg după urmele nici a unui păstor, să nu dau nume la niciunul, că nu am treabă cu niciunul. Mă doare pentru unii care nu mai țin adevărul și dau învățături așa după cum le convine și după cum este bine ca să țină, să aibă membri. Asta este cel mai dureros lucru. Dar eu vreau să fac o trezire și să ne întrezească Dumnezeu pe toți, să-L căutăm și să călcăm pe urmele lui Hristos, nu pe urmele lui Gheorghe și al Vasile, pastorul sau prezbiterul Gheorghe și Vasile și Ion și Costel și nu știu mai cum. Iubiții mei, să călcăm pe urmele lui Iisus Hristos. Nu are dreptul nimeni să-ți oprească de la lucrare. Domnul Hristos, uitați ce spune, versetul 39 spune așa, Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni ca să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Iubiții mei, eu dacă fac lucrarea lui Dumnezeu, v-am spus și o repet din nou, o fac în numele lui Iisus Hristos și pentru El. Nu o fac pentru un anumit cult sau o anumită adunare, ci fac lucrarea Lui în numele Lui. Și aș vrea să citesc un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 3 spune așa, De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate să zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Iubiții mei, dacă eu fac o lucrare și mi-am pus mâinile peste cineva, eu spun în numele lui Iisus Hristos că și eu pe El îl slăvesc și asta o fac prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să ne ajute să ne facă înțelepți pe fiecare din noi, căci noi nu facem lucrarea aceasta așa ca să ne convină nouă, ci lucrarea aceasta o fac pentru mântuire, că la aceea am fost chemați, iubiții mei. Și versetul 40 spune, Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Deci, cine poate să fie împotriva lui Hristos? Dacă eu fac lucru care îl fac, eu îl fac în numele Lui. Și-l fac pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu-l fac în numele meu sau, cum am spus, în numele altei adunări sau biserici. E un lucru care l-am făcut și îl fac în numele Domnului Iisus Hristos, slăvit și lăudat să fie în numele Lui. Și în Matei, capitolul 12, cu versetul 30, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește așa, Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Iubiții mei, haideți să ne facem, să ne punem un semn de întrebare în această seară și să ne gândim bine așa la noi. Cum spune Cuvântul Lui Dumnezeu, cine nu este cu mine este împotriva mea. Deci dacă eu fac lucrarea aceasta în numele Lui Iisus Hristos, eu nu sunt cu Domnul. Sau aceia care oprește lucrarea care o face unii în numele Lui Iisus Hristos sunt împotriva Lui, nu? Nu vine așa Cuvântul Lui Dumnezeu? Spune așa, cine nu strânge cu mine risipește. Dacă eu nu strâng împreună cu Hristos, dacă eu nu calc pe urmele lui Hristos și eu nu merg și predic cuvântul lui Dumnezeu, la cei care cu adevărat au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, iubiții mei, eu risipesc și mult se întâmplă în lucruri în adunările de ziua de astăzi, căci noi risipim de multe ori. Noi risipim pentru că noi nu mai strângem cu Hristos. Cum spune cuvântul și repede din nou, nu știu de ce, dar Duhul Sfânt mă pune să repede din nou. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Iubiții mei, haideți să fim împreună cu Hristos lucrători în Domnul. Haideți să strângem împreună, să ne unim cum am vorbit astăzi, la întâlnim.
Haideți să ne unim împreună și hai să strângem cu Hristos și hai să ne rugăm împreună, căci Dumnezeu asta vrea, ca să lucrăm împreună, să fim împreună lucrători cu Iisus Hristos. Nu să fim împreună lucrători, cum am spus la început, cu un anume pastor, dacă el lucrarea o face în numele lui. Cum am pățit într-o adunare și spune că, bă, frate, eu aici comand. Păi atunci dacă e adunarea ta și nu e adunarea Domnului, rămâi tu cu adunarea ta și comandă tu. Căci cuvântul lui Dumnezeu spune că o zis că El este capul bisericii. Și noi suntem mădulare unii altora. Deci în adunări din asta, iubitul meu, dacă ai pățit și ai văzut lucrul ăsta, că adunarea spune că e al pastorul Gheorghe sau al Vasile, spune tu rămâi cu adunarea ta, că aici trebuie să fie Hristos cap, nu tu. Tu ești împreună lucrător. Tu ești împreună lucrător cu Hristos și lucrezi pentru Hristos, nu lucrezi pentru tine. Și Dumnezeu să facă și să înțelegem aceste lucruri și ne facă să înțelegem. Și aș vrea să înțelegeți bine. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici al lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde plata. Iubitul meu, iată și un pahar de apă dacă îi dai la un om care lucrează pentru Hristos. Îl dai în numele lui Hristos, deci nu-ți vei pierde plata și un pahar de apă. Dar numai decât să-ți pui și tu umărul, să-l ajuți pe fratele la în lucrare, să întrebi pe frate, uite, eu poate nu am timp, ce ai nevoie? Uite, îți aduc și eu câteva Biblii să dai la oameni care îl caută pe Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă la lucru ca acestea, iubiții mei, și Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne binecuvinteze pe toți. Mai departe, versetul 42 spune așa, dar dacă vă face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-și lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Iubiți mei, am văzut lucruri de acestea, că vine mari păstori pentru că sunt frați care sunt la început de drum și doresc să facă lucrarea lui Dumnezeu și merg pe stradă și fac lucrarea asta în numele lui Hristos. Și vine din aceștia să spune că nu au voie să facă lucrarea, pentru că nu-i sub binecuvântarea lui Gheorghe și al lui Vasile. Nu e adevărat. Binecuvântarea o dă Dumnezeu, nu o dă omul. Tu roagă-te, iubiții mei, și fă lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun o întâmplare care pe mine m-a străpuns foarte mult. Un frate care era gângav. Dacă nu înțelegi ce înseamnă gângav, înseamnă că era bâlbâit, vorbea foarte greu. Și avea dorință foarte mare. Și nu numai că era gângav, avea și probleme cu mâinile, nu avea mâinile bine. Și vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și a spus, și rugăciunea lui mi-a plăcut foarte mult, care spunea așa, au zis că, Doamne, eu vreau să merg în lucrarea ta, dar tu mergi înaintea mea. Au zis că tu să vorbești și eu decât să-ți duc geanta cu cărți, cu Biblii. Tu să mergi, tu să vorbești, și eu decât să-ți car geanta. Iată, iubitii mei, frați, un om bâlbâit, un om gângav, ce dorință mare are să lucreze pentru Hristos. Îl roagă pe Hristos să meargă înaintea lui și Hristos să vorbească și el să fie decât ala care să-i care geanta. Te îndemn și pe tine în seara aceasta, dacă spui că ești gângav sau nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu atât de bine, roagă-l pe Hristos să meargă înaintea ta. El să vorbească și tu să fii acela care duci geanta cu o Biblie două, cât îți dă Dumnezeu să ai, să poți să dai. Și Dumnezeu îți spun că te va întări și îți va da putere în lucrarea aceasta. Cuvântul Dumnezeu mai departe spune așa, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie este mai bine pentru tine să intri ciungă în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă și în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se singe. Dacă peșerul tău te face să cazi în păcat, taie-l, este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop, decât să ai două picioare și să arunci, să fii aruncat în ghenul unui focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, este mai bine pentru tine
Să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghenei, unde vermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Iubiții mei, vreau să mă opresc un pic la acest lucru. Până aici n-am vrut să adaug nimic, căci lucrul îl înțelege destul de clar ceea ce vrea să ne vorbească Dumnezeu. Despre fiecare mădular al nostru te faci să păcătuiesc. N-am ajuns atâta noi de neprihăniți ca să ai curajul să stai o mână sau un picior sau să scoți un ochi să-l arunci la tine. Dar este bine dacă mâna ta te faci să păcătuiești cu mâna ta sau gura ta te faci să păcătuiască, oprește-ți-o. Dacă piciorul tău te duce în păcat, oprește-l. Dar cu ochiul tău să uite după lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, oprește-te. Că v-am spus, nu suntem atâta de sfinți sau neprihăniți ca să ajungem să ne scoatem ochii, să ne tăiem mâini, picioare. Și vreau să vă spun un lucru care mulți nu l-au înțeles și nu spune. Spune așa, pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Ce vrea să ne spună Domnul prin lucrul acesta? Dacă fiecare om nu trece prin necazuri, prin suferință, să-i vadă Dumnezeu credința. Eu văd lucrul acesta că fratele ăla nu cred că este bine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă la tine tot este numai binecuvântări și tu numai vorbești așa după voia lumii, eu vreau să-ți spun că nu ești cu Dumnezeu. Și caută-L pe Dumnezeu în această zi, din toată inima ta, slăvit să-i fie numele Lui. Spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce își va îi veți da înapoi puterea de a săra? Dacă tu nu ai, nu ai sare și nu dai gust mâncării, iubiții mei, oprește-te în seara aceasta și nu mai vorbi din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu nu ai fost trecut prin foc și nu ești sărat cu sare și nu dai gust din cuvântul lui Dumnezeu, te rog să te oprești și să ai vorbim ceea ce Dumnezeu ne dă și slăvit să-i fie numele Lui. Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dumnezeu vrea să trăim în pace unii cu alții, să nu ne mai oprim, să nu mai oprim frați care vrea să facă lucrarea în numele Domnului nostru Iisus Hristos, fără un câștig mărșav. Și să vânităm bine care frați lucrează cu adevărat pentru Domnul și Domnul să-i binecuvânteze și să le dea putere pentru a lucra pentru Domnul și Domnul să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Amin. Aș vrea să citesc un cuvânt care mi l-a dat Dumnezeu și cu asta vreau să închei. Care să fie pentru noi, cum am vorbit și lucrurile acelea, și lucrurile nu-i plac Domnului. Și vreau să citesc din Proverbi, capitolul 6. Versetul 16 în jos spune așa: șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzisește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni, și cel ce stârnește certuri între frați. Vreau ca bunul Dumnezeu în această seară să înțelegem toate aceste lucruri care Dumnezeu le vrea de la noi. Și vrem ca să ne oprim ochii noștri trufași, să ne oprim limba noastră mincinoasă, să ne oprim mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care uzișește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău. Să nu mai fim martori mincinoși care spun minciuni și cel ce strânește certuri între frați și bunul Dumnezeu să scoată toate aceste lucruri din inimile noastre și să fim împreună lucrători cu Domnul nostru Iisus Hristos și Domnul să ne binecuvânteze pe toți și Domnul să facă ca aceste cuvinte să strânească în inimile noastre o dorință aprinsă de a-L căuta pe Domnul, să facă aceste cuvinte în noi să sădească și să dea rod. Și rodul nostru să se vadă și Domnul să fie binecuvântat în toate lucrările Lui. Amin.